Cavaleri și dulci domnițe, stimați invitați, bine ați venit la cea de-a doua ediție a Batorii Fest în cetatea Șimleului. Ne-am gândit la acest eveniment începând de anul trecut, un eveniment deosebit, iar anul acesta, iată-ne că ne-am mărit puțin grupul de cavaleri, de domnițe, de persoane care au venit, în special din Polonia, cu ajutorul Ministerului Apărării din Polonia și Armatei, au venit trupe de reconstituire din Ungaria și foarte, foarte mulți invitați și din țară, o trupă din Brașov. Anul acesta se anunță unul deosebit. Nu doar faptul că în cele 5 zile de festival, cum le-am gândit, am avut diverse activități în diverse locații, iar astăzi este ziua care, putem spune, va încununa această muncă din aceste zile. Le suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat, școlilor, producătorilor tradiționali, pentru că trebuie să punem și să scoatem în evidență și acest lucru. Ne-am dorit ca festivalul medieval de la Șimleul Silvaniei să devină un brand și sperăm ca în viitor acest lucru să se întâmple și prin acest brand să ne promovăm imaginea ca oraș, ca regiune, ca județ și ca țară. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc partenerilor și îi dau cuvântul colegei mele, Roxana, să facă acest lucru. Inițiativa a aparținut primăriei și Consiliului Local Șimleul Silvaniei prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în colaborare cu Asociația Batorii Silvanar, Husar Polonia și Joi la 5. Ideile noastre au fost susținute de partenerii Centrul de Cultură și Artea Sălaj, ADI Sălaj Plus, Școala Silvania, Școala Batorii, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Colegiul Agricol Ioan Osian, Muzeul de Istorie și Artă Zalău, SCD Andra SRL, Biblioteca Șimleul Silvaniei și partenerii media ZTV Zalău, Sălajul Pur și Simplu, Magazin Sălăjan, Sălăjanul TV și Hoinar prin Sălaj. Nu în ultimul rând, mulțumirile noastre sunt îndreaptă către sponsorii Simex S.A., Șimleul Silvaniei, SC Spumante Silvania și SC Siciliana S.A. Mulțumim! Eu aș mai adăuga multe alte nume care nu sunt pe această listă. Le mulțumim tuturor celor din mass media pentru faptul că prin intermediul lor am reușit să diseminăm aceste activități din aceste zile. Lista este prea lungă și v-am ține prea mult aici în fața scenei dacă i-am dat citire și mulți, mulți alți parteneri pe cărora le mulțumim pentru acest lucru. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului primar Septimiu Țurcaș, cel care ne susține și avem doar cuvinte de laudă, pentru că de la început a conștientizat ideea că acest fel de evenimente poate să crească vizibilitatea orașului ca punct turistic, ca destinație turistică și mai mult principalii noștri stakeholder, cei care ne susțin cel mai mult, sunt cetățenii și locuitorii orașului. Mulțumesc să rămână, domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! Bine ați venit la a doua ediție a festivalului nostru medieval. Sigur, astăzi, cu siguranță, cel mai medieval oraș din România este orașul Șimleul Silvaniei și se cuvine aici să le mulțumesc în mod special celor care au făcut un efort serios pentru ca astăzi să fie aici, respectiv dragilor noștri oaspeți din Polonia. În același timp aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care din Ungaria sunt prezenți, au fost și în zilele trecute la sărbătorile noastre din orașele înfrățite, cele trei orașe în special, respectiv Nyírbátor, Szarvas și Albertirsa, și mulți alți oameni care astăzi au ales să fie aici. Și dacă părea că timpul nu va fi foarte favorabil, iată că Dumnezeu totuși a ținut cu noi astfel încât lucrurile se pot întâmpla așa cum ne-am dorit. Foarte mulți oameni au contribuit ca acest eveniment să fie unul reușit. Ne-am străduit, sper că am și reușit să vă convingem și în continuare. Și aș vrea ca acest festival, care spun este unul important și pentru orașul nostru și pentru județul nostru, să devină o tradiție. Pentru că trebuie să recunoaștem, cea mai importantă personalitate care s-a născut în orașul nostru este Batorii,
regele Poloniei și trebuie să dăm cezarului ce este a cezarului. Le mulțumesc celor din Polonia pentru că mi-au asigurat și ținuta corespunzătoare pentru acest eveniment și pentru faptul că Ministerul Apărării din Polonia a fost un partener important al acestui proiect, respectiv au asigurat transportul și parte din cheltuielile pe care le-au avut colegii noștri din Polonia. Dați-mi voie în numele dumneavoastră ale șimleanilor să ofer cheia orașului Șimleu Silvaniei pentru prietenii noștri din Polonia și aș vrea să o mâneze celor care au făcut posibilă excursia și drumul pe care l-au făcut până aici, respectiv Ministerului Apărării din Polonia. Într-adevăr, un efort deosebit. Dacă anul trecut am beneficiat de un grup de peste 40 de polonezi care au venit, anul acesta sunt peste 70. Așadar, le mulțumim celor din Polonia și în special, așa cum spunea și domnul primar, Ministerului Apărării și Armatei. Au fost 4 unități militare din Polonia care au contribuit ca trupele de reconstituire istorică să ajungă astăzi la festival. Pot să menționez faptul că ei au venit de miercuri și am încercat să le creăm un program care să-i atragă și la anul să vină cel puțin dublu. În același timp le oferim steagul orașului nostru. I would like to thank you, Mr. Catalin Turcaș, Daniel Stăjeran. Aș dori să le mulțumesc domnilor, domnului primar Septimiu Țurcaș și mie. And everybody who was helping here to prepare this great event. Și tuturor celor care au contribuit ca acest eveniment să fie unul reușit. As you know, we came here under patronage of Polish Minister of Defense. Am venit aici sub un altul patronaj al Ministerului Apărării din Polonia. And support of Polish Army. Și cu suportul armatei poloneze. We want to celebrate the anniversary of the birthday of our great king Stefan István Batory. Vrem prin acest lucru să sărbătorim ziua de naștere a regelui Ștefanus Batory. And King Stefan Batory even came with us, even two of them, younger and older. Și doi dintre Ștefanus Batory sunt cu noi. I am the younger one. And if you want to know, actually we know where exactly King Batory was born, in which part of the castle, because there are some old books, and he was born in the tower behind the monument. Și dacă vreți să știți unde s-a născut Ștefan, locul exact unde s-a născut Ștefanus Batory, să știți că este exact în spatele monumentului. Yes, and because we have here Polish groups, Hungarian groups, Romanian groups. Pentru că sunt aici grupuri din Polonia, România, Ungaria. Some of them play targs. Și o parte din ei cântă la diferite instrumente. So we will play the battle of Polish and United European armies with Turks. Și pentru că sunt diferite trupe de reconstituire, polonezii și cei din Ungaria se vor lupta împotriva turcilor. That's why we also have here the person who looks similar and will be the king Jan Ferd Sobieski, who won the battle with Turks in 1633. Iar alături de noi este și tânărul Sobieski. Viva Sobieski! Și o parte din atacul, asediul cetății va include și pe tânărul Sobieski. Once again, thank you very much. Mulțumesc, and of course I will give this key to the Minister of Defense of Poland. Thank you very much. Vă mulțumesc încă o dată și vom da această cheie, vom trimite această cheie Ministerului Apărării din Polonia. Și noi vă mulțumim încă o dată. În 20 de minute încercăm să ne pregătim pentru asediul final.
al cetății care va fi în zona porții principale de intrare în cetate. O să vă rugăm să vă grupați în așa fel încât să lăsați căi de acces pentru cai și pentru cei care ne vor încânta cu performanța lor. În numele Centrului de Informare al Primăriei din Șimleu, Silvaniei, vă mulțumim încă o dată tuturor partenerilor, participanților și cei care s-au implicat extrem de activ ca aceste zile să fie reușite. Cu o mențiune că anul acesta am adus printre activitățile noastre și partea muzicală. Iar partea muzicală aseară au fost trei concerte extraordinare, iar în seara aceasta vă așteptăm la Mike Godoroja and Blue Spirit. Sperăm să vă încânte. Eu i-am văzut în diferite turnee, iar anul acesta ne-au pregătit o surpriză. Turneul de anul acesta se numește Născut în România. Este o premieră inedită pentru Șimleu Silvaniei să găzduiască un astfel de concert și ne vedem diseară la ora 8 pe scenă cu Mike Godoroja and Blue Spirit. Dați-ne, vă rog frumos, 20 de minute și putem să începem bătălia.